trebuie o chestiune simplă și clară, pentru că nu m-am lămurit. De la domnul Kazanciuc am auzit ceva, de la dumneavoastră am auzit altceva, de la alți membri importanți ai PSD nu vă mai spun câte am auzit. Așa. Domnule prim-ministru, DNA-ul e bun sau nu? Doamna Chioveși e bună sau nu e bună? Nu vreau să fac eu bună pentru justiție, ca să parafrazez un slogan de campanie. Poate cel mai cunoscut slogan. Nu sunt eu cel care trebuie să dau note. Ar fi o mare greșeală. Dacă dau note mari, înseamnă că sunt ai mei, gata, i-am cotropit. Dacă dau note mici, înseamnă că mă lupt cu ei. Nu, cred că justiția nu trebuie să primească note de la primul ministru, nici măcar de la președinte, ca să vă spun foarte sincer, ci în special de la încrederea populației că se face justiție și că nu este vorba de campanie electorală, de politică. Aia e singura notă care e adevărată. Sigur, sunt și notele partenerilor europeni, MCV-ul, și... dar cred că singura notă adevărată este cea dată de către opinia publică din România. E foarte adevărat, cred că sunteți foarte... Nu-i doar un răspuns diplomatic, să nu ziceți că doar am scăpat așa. Pur și simplu este o atitudine pe care președintele țării trebuie să o aibă. Altfel să... Dar sunteți încă prim-ministru și om politic. Sunteți obligat să vă pronunțați. Da, dar mă pregătesc deja pentru funcția de președinte. Văd. Pentru că țineți, nu-mi place lucrul pentru ăsta. Că țineți minte, țineți minte, domnul Băsescu, dacă îi făcea, dacă justiția îl condamna pe domnul Voiculescu, o, ce justiție bună. Dacă l-a arestat pe fratele său, nu se poate, abuzuri. Ori, mi-e foarte clar că un președinte și chiar și un prim-ministru trebuie să fie foarte prudent atunci când se exprimă, pentru că orice spune, partea cealaltă, va exista o parte nemulțumită. Eu am făcut ultima declarație foarte tranșantă, fără să influențeze niciun fel justiția, pentru că am făcut-o, cred că, la câteva ore după ce se pronunțase definitiv și revocabil în ianuarie, când a fost din nou condamnat domnul Năstase. Am fost sancționat de CSM, de toată lumea, și am zis, bun, nu mai comentez și nu voi mai comenta. Dar e aici un lucru cu care nu sunt de acord. Am văzut că există tentația. Dom'le, președintele, primul ministru, să nu mai comenteze. E corectă tentația asta și apelul făcut de CSM. Dar ideea, dom'le, nu mai aveți voie niciunii să comentați. Nici presa nu aveți voie democrația să comentați. Înseamnă liberă exprimare. Nici inculpatul nu are voie să se apere la televizor. Asta mi se pare o exagerare. De acord, președinte, primul ministru, ministrul justiției, nu știu, cei care... Dar dumneavoastră, dar ceilalți, nu e vorba de un atac la justiție, e vorba de faptul că în afară de justiția divină, tot ceea ce este omenesc, inclusiv justiția omenească, sigur că ne dă dreptul să ne îndoim. Eu nu am acest drept pentru că ocup o funcție publică. A doua zi, când nu mai sunt prim-ministru sau președinte, pot să vă spun ce cred despre dosare, pot să vă spun ce cred despre luat cu autobuze și celelalte lucruri. Dar ideea că nimeni nu mai are voie să mai comenteze, că nimeni nu mai are voie să... Dumnezeule, sunt în toată lumea, nu doar în România, și decizii greșite ale justiției. Sunt mari erori judiciare. Deci, eu cred că trebuie păstrat o linie de bun simț și de rațiune. Trebuie stabilit, președinte, prim-ministru, ministrul justiției, n-au voie să comenteze, dar ceilalți au voie să spună o părere, pentru că eu nu cred că judecătorul ia o decizie în funcție de ce spune Radu Tudor sau de ce spune X sau Y. Domnule prim-ministru, timpul nostru s-a epuizat. Vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră. Trece foarte repede timpul când discutăm toate lucrurile importante. Îmi puteți spune cifra pe care veți obține duminica viitoare în alegeri? Pot să vă spun care este obiectivul. Foarte scurt. Obiectivul este de a lua în primul tur scorul pe care l-am avut și la europarlamentare, 37,5. Dacă este mai mult, e bine. Dacă este mai puțin, nu e bine. Dar cel mai mult, și cu asta închei, mă interesează voturile pe care le au candidații USL. Și eu consider că și eu și domnul Tăriceanu reprezentăm candidații USL, așa cum consider că doamna Macovei, domnul Iohannis și doamna Udrea reprezintă candidații lui Băsescu. Deci, practic, trebuie să vedem cât iau candidații USL în primul tur față de cei trei candidați ai lui Băsescu. Și atunci, probabil că o să știm ce se întâmplă în turul 2. Mulțumesc!